Iată-ne, domnule domnișoare și domnilor, sunt de vorbă din nou cu candidatul pentru funcția de primar al municipiului Oltenița, domnul Aurel Băra. Băra, mereu greșesc. Domnule Aurel Băra, unul din punctele principale din programul dumneavoastră de campanie e acela înființarea a 10 hectare de sere în Oltenița. Iată, ne aflăm într-o seră care, cred eu, va arăta în momentul când va fi în plină dezvoltare, cam cum ați gândit dumneavoastră să se dezvolte în jurul Olteniței cele 10 hectare de sere și să se deschidă o portiță, cu ghilimele de rigoare, pentru forța de muncă rămasă nefolosită din Oltenița. Bună ziua, domnule Dragon, dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Am vrut să vă arăt că se poate. Deci mă bucur că cineva din Oltenița, o societate comercială, ne-a luat-o înainte și a arătat că se poate. După cum vedeți, aici este o seră în care proprietarul acesteia sper să dezvolte o producție de căpșuni foarte mare. Faptul că funcționează acest lucru l-a făcut să dezvolte alte 10 sere de aceeași capacitate într-un alt loc. Vrem să demonstrăm că se poate și noi în programul electoral nu am venit cu propuneri avangardiste, cu cai verzi pe pereți, cum se spune în popor, ci cu lucruri reale, serioase, care se pot întâmpla. Vorba unui prieten de-al meu bun, o mână de folie și niște țevi se găsesc peste tot ca să putem crea acest proiect, care, după cum bine știți, în programul meu electoral este pe primul loc. De asemenea, am reușit să aduc la cunoștință olteniței lor și mă bucur că m-au întrebat de acest lucru, că este singurul proiect care se poate realiza prin noi înșine. Pentru a reuși în acest proiect, avem nevoie de votul olteniței lor, pe care îi rog, ne avantajează și poziția pe buletinul de vot, suntem pe prima poziție, îi rog să voteze locul 1 pentru primar la municipiul Oltenița, locul 1 pentru consilierii locale ai municipiului Oltenița și locul 1 pentru consilierii județeni UNPR, Consiliul Județean Călăraș. De asemenea, în aceste demersuri avem nevoie și ne ajută foarte mult domnul deputat Aurel Niculae prin inițiativa dânsului de a discuta pe comisii și de a ajuta, de a trece de comisii, legea prin care 51% din produsele românești să fie prezente pe rafturile supermarketilor din România. Unul din punctele principale din programul nostru de campanie, domnule Aurel Băra, iată, este dezvoltarea portului turistic Oltenița. Ne aflăm chiar în portul turistic Oltenița. Avem în spate o panoramă foarte plăcută, cum vedem, motonavele care acostează. Și acostează și turiștii sunt. Și ce se vadă la noi în port? Am ascultat foarte bine, domnule Dragon. Un punct drag mie și de suflet este recuperarea portului Oltenița, că pentru a putea vorbi de dezvoltarea portului Oltenița trebuie ca să avem terenul în proprietatea Olteniței. Deocamdată acest teren care îl vedeți dumneavoastră nu este în proprietatea Olteniței. Iar așa cum a fost dat printr-o ordonanță de guvern, așa trebuie și retrocedat Olteniței. Prin măsurile pe care domnul deputat Dumitru Aurel intenționează să le ia în Parlamentul României, solicită o interpelare a ministrului pentru a da o ordonanță de urgență pentru a reveni portul Oltenița în proprietatea Olteniței. Portul Oltenița trebuie să fie al oltenițenilor. Un alt punct al programului nostru, la sugestia cetățenilor pe care noi i-am întrebat și le respectăm dorințele, mi-au sugerat să trec în proiectul program care l-am pentru Oltenița, ca faptul că să avem un punct farmaceutic deschis și pe timpul nopții. Pentru că sunt oameni care au copii mici, fac febră seara, nu au după ora 10 de unde să cumpere un medicament, bătrân pentru tensiune. Am respectat această doleanță, iar după cum vedeți, la punctul numărul 8 sau 7, este trecut ca o farmacie să fie deschisă pe tot timpul nopții. Toate aceste proiecte vor fi realizabile numai cu ajutorul dumneavoastră, al cetățenilor Olteniței. Sunt proiecte serioase, realizabile, nu sunt fanteziste. De aceea vă îndemn să mergeți la vot, ca să votați, să nu lăsați pe alții ca să hotărească viitorul dumneavoastră și al copiilor noastre. Pentru a putea realiza aceste proiecte simple, serioase, realizabile, nu fanteziste, este necesar ca dumneavoastră, cetățenii Olteniței, să ieșiți la vot. De aceea vă îndemn să ieșiți la vot, să votați poziția numărul 1 pe buletinul de vot, unde este ca semn electoral vulturul, pentru primăria Oltenița. Suntem tot pe poziția numărul 1. Pentru Consiliul Local Oltenița, poziția numărul 1, iar pentru Consiliul Județean Călăraș, poziția numărul 1. Votați vulturul, votați UNPR.